Pentru a-i ajuta pe tinerii cu risc de marginalizare socială să își găsească un job, AJFM Mehedinți acordă 2102 lei lunar angajatorilor pentru fiecare persoană încadrată în muncă pe baza unui contract de solidaritate. Tinerii cu risc de marginalizare socială reprezintă persoane cu vârsta cuprinsă între 16 și 26 de ani, care se află în sistemul de protecție a copilului sau provin din acest sistem, au dizabilități, nu au familie care să le poată asigura întreținerea, au copii în întreținere, au executat una sau mai multe pedepse cu închisoarea, au fost victime ale traficului de persoane sau se află în executarea unei pedepse, a unei măsuri educative sau a altor măsuri neprivative de libertate dispuse de organele judiciare. În sprijinul lor, Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă, prin intermediul agențiilor teritoriale, vine cu o măsură. Acompaniament social personalizat. Pentru a beneficia de aceste servicii se încheie un contract de solidaritate cu acești tineri, contract care se încheie cu pe o durată între 1 și 3 ani, dar nu mai puțin de un an de zile, pentru tinerii care la data semnării contractului de solidaritate nu au împlinit vârsta de 26 de ani. Angajatorii care pe viitor vor încadra în muncă tineri care fac parte din aceste categorii vor beneficia pe o perioadă cuprinsă între 1 și 3 ani de zile de o subvenție din bugetul asigurărilor de șomaj, subvenție care se acordă în intervalul pentru o perioadă cuprinsă între 1 și 3 ani de zile. Se va încheia o convenție și lunar vor fi depuse anumite documente de plată, iar noi vom face plățile lunare. Subvenția care se acordă angajatorilor pentru încadrarea muncă acestor categorii de persoane, tineri supuși riscului de marginalizare socială, este 2102 lei lunar. Dacă la data expirării perioadei pentru care a fost încheiat contractul de solidaritate, angajatorul de insert menține raportul de muncă cu tânărul cu risc de marginalizare socială, va beneficia lunar din bugetul asigurărilor pentru șomaj de o sumă în cuantum de 50% din indemnizația de șomaj pe care tânărul ar fi primit-o dacă raporturile de muncă ar fi încetat la acea dată.